Mult stimate, onorate domnule președinte, stimate domnul rector, stimați membri academicieni, profesori, auditoriu larg. De fapt, interrelația dintre infecție și imunitate determină și evoluția bolii la persoană și evoluția pandemiei propriu-zis. Mie îmi vine mai ușor să vin cu această prezentare, deci oarece colegii au făcut un mare lucru, mi-au mult ușurat prezentarea mea, dar totuși vreau să mă întorc la această enzimă de conversie a angiotensinei, fiindcă ea este ținta care ne atacă virusul, această proteină spike care este expresată de 10-20 de ori mai intens la SARS-CoV-2 față de SARS-CoV, cel care l-am avut în 2002-2003. Și această enzimă este localizată în căile nazale, bronși, plămâni, inimă, ezofag, rinichi, stomac, vezică biliară, ilion, neuron și neuroglie și în alte organe. Nivelul de angiotensină este corelat pozitiv cu doza virală și severitatea leziunilor. De ce copiii, cum a menționat doamna academician Gudumac, fac o boală mai ușoară? Fiindcă ei nu au la suprafața celulelor acești receptori sau ei sunt în cantități mici, numai odată cu vârsta această cantitate de enzimă crește. Pe de altă parte, genul masculin are o decurgere mai severă și o mortalitate iarăși crescută, anume datorită acestor enzime de conversie. Și acești receptori de enzimă de conversie tot sunt diferiți. Sunt codificați de gene și există cel puțin două gene, gena de inserție și gena de deleție. Un studiu recent arată că evoluția în funcție de această genă tot este diferită. Acest polimorfism este prezent mai frecvent în Europa de Est cu alela de deleție și la acești pacienți, la această populație, boala evoluează nu atât de grav precum în țările din Europa de Vest. Recent a fost identificat o altă țintă care atacă virusul, și anume CD147, o proteină din familia imunoglobulinilor. Această proteină imunoglobulină se află în multe celule, inclusiv în hemoglobină, în limfocite și în celulele stem. Și iată, acest desfacere a hemoglobinei și contribuie la o transportare mai puțină a oxigenului către țesuturi, iar limfopenia inhibă răspunsul imun. Sunt cunoscute comorbiditățile și condițiile care agravează decurgerea infecției. Hipertensiunea arterială, care induce leziuni endoteliale cu dereglări de circulație cardiacă, pulmonară, renală și de asemenea induce disrupția barierei hematoencefalice. Patologiile pulmonare, diabetul zaharat, care are o expresie crescută de această enzimă de conversie din care cauză evoluează mai grav. Nu numai tractul respirator servește ca poartă de infecție, dar și mucoasa conjunctivii și prin fibrele nervoase ale mecano- și chemoreceptorilor pulmonari direct spre nucleul tractului solitar, din care considerente putem și avea și o moarte subită prin stop respirator. Pe de o parte, sistemul imun ajută ca să ne vindicăm, dar pe de o altă parte, această furtună citochinică duce la apariția sindromului de detresă respiratorie, care până la urmă poate surveni decesul.
În populația per total, evoluția bolii este diferită. Până la 40-45% este fără manifestări clinice. Este o stare care pacienții sau populația nu au niciun simptom clinic, nu știu că sunt infecțioși și până la urmă, care-i rezultatul mai departe a acestor persoane rămâne de a fi studiat. Când ei devin imuni și dacă devin imuni. O a doua cauză, o mare problemă pentru medicina actuală este aceste cazuri severe și cazuri critice care ajung la un procent de 20, iar din cei 25 au manifestări clinice extrem de grave în care survine la o bună parte din ei și decesul. Răspunsul imunologic. Dacă de la bun început, mai întâi apar cei anticorpi din clasa IgM, care sunt pe o durată de circa 3 săptămâni, dar apar numai de vreme decât ziua a 7-a, atunci speranța noastră este la imunoglobulina G, care apare puțin mai târziu, este o imunoglobulină de memorie și sperăm că ea va rezolva situația și pe viitor, fiindcă acești titri de anticorpi ne vor menține imunitatea către boala COVID. Care sunt cerințele față de medicație și ce avem noi astăzi? Conform datelor OMS, tratamentul trebuie să țintească în mod prioritar dispariția rapidă a simptomatologiei, limitarea transmiterii interurbane, adică obținerea clearance-ului viral și ameliorarea formelor severe. Spre regret, noi astăzi nu avem niciun medicament omologat pentru aceste cerințe. Nu este mandatat niciun medicament. Sunt studii clinice. Sunt studii clinice, 187 din ele, marea majoritate a lor sunt brațe de studii cu preparate deja cunoscute, care au fost utilizate în tratamentul altor boli virale sau autoimune sau parazitare. Există și o serie de alte preparate care de asemenea sunt utilizate. Vreau să vă spun de la bun început că noi am utilizat și continuăm să utilizăm câteva din aceste preparate. Mă refer la lopinavir cu ritonavir, mă refer la hidroxiclorochină, mă refer, chiar am avut un caz de aplicare și la tocilizumab și avem și celelalte care sunt de geneză patogenică. Toate aceste grupuri de medicamente au o țintă oarecare și acționează la un nivel corespunzător. Spre exemplu, cel cu acțiune directă, sunt două preparate astăzi care sunt în studiu. Este preparatul Remdesivir, care este în faza 3 de cercetare, și al doilea preparat, care l-au elaborat savanții din Japonia împreună cu, l-au folosit și în pandemia din Wuhan, este Favipiravirul. O altă grupă de preparate sunt la interzicerea sau oprirea penetrației virusului în celulă, iar o altă parte de preparate, cum este hidroxiclorochina, se atașează și blochează cel segment 147 care nu-i dă posibilitate să afecteze nemijlocit hemoglobina. Vaccinările. Astăzi sunt în derulare o mare parte din țări, deja au început să producă vaccinul, chiar dacă nici nu a fost testat, fiindcă situația în care ne aflăm impune acest lucru, el oricum vor fi toate testările până la urmă, dar din start proteina această spike, ea nu poate fi utilizată în elaborarea vaccinului și nu să fie posibil ca vaccinul să neutralizeze aceste proteine spike. Celelalte proteine, hemaglutinina, proteina membranară și altele, sunt ținta vaccinilor.
Vreau să vin cu unele date, unele rezultate din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, din care am început interna pacienții din data de 7 martie, primii pacienți. La moment vreau să vă zic că sunt externați 200 de pacienți. Noi am început a introduce toate aceste date. Este greu fiindcă și lucrăm și totodată sistematizăm informația. Și vreau să vin cu o primă prezentare a cei 47 de pacienți care au fost cu vârstă între 19 și 68 de ani, iar vârsta medie a constituit 45 de ani. Cei care au fost înrolați în studii, 36 din ei, procente, sunt cu vârsta 50-59 de ani. Au predominat cei din localitățile rurale și vedem principalele primele focare din Bălceana, Soroca, Ștefan Vodă. În acest studiu, partea feminină a fost la noi mai mult. Bine, asta este un început. Deci mai mult sunt persoanele care au venit de peste hotare, că iată, vedem că din cei 47, 8 din Italia, 3 din Ucraina, Anglia 3, Franța 2, dar totodată 53% deja erau cu transmitere locală. În medie, ei au fost internați târziori, la ziua a 6-a din debutul bolii, dar am avut cazuri și mai târziu, deci în a 2 săptămână, chiar și în a 3 săptămână din debutul bolii. Din maladiile concomitente, sigur că hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, aceste două împreună, diabet zaharat și cu hipertensiune, obezitate, dar și alte patologii. În funcție de severitatea bolii, a predominat forma semigravă, urmată de forma gravă și forma ușoară, iar manifestările clinice principale au fost cele bine cunoscute. Temperatura ridicată, 37,9 până la 38, au avut 91% din pacienți, mai mare de 38 până la 39, 38 de pacienți și mai mult de 39, doar 10%. Astenia a doilea semn, deci oboseala, slăbiciunea generală și tusa seacă. Iată, sunt cele trei semne clinice principale care apar la acești pacienți. De asemenea, tusa productivă, anosmia sau pierderea mirosului, ageuzia sau pierderea gustului de mâncare, dispnea, mialgiile, grețuri, vomă, diaree, dureri abdominale și la o parte din ei mai târziu apar și erupții pe piele. În funcție de tabloul imagistic, am avut o repartizare următoare cu pneumonie unilaterală, au fost 17, cu pneumonie procente, cu pneumonie bilaterală 21 și fără pneumonie 61,7. Iar acum vreau să vă zic că cei care sunt acum la noi spitalizați, 60% din ei au afecțiuni pulmonare, iar marea majoritate este bilaterală, această pneumonie. Acum, termenul de pneumonie, pneumonită, alveolită, el este în discuție și eu mă refer la tabloul radiologic. Avem câțiva indicatori în funcție de afectarea pulmonară. Vedem că la pacienții cu afectarea pulmonară, saturația cu oxigen este mai scăzută, dar și la pacienții fără pneumonie avem această saturație și asta este important foarte în timp de deci administrat oxigenoterapie. Oxigenoterapie non-invazivă, 6-8 litri pe minut. Observăm și al doilea lucru, ziua internării. Cei care cu pneumonie vin mai târziu, vin la a 9-a, 10-a zi de boală. Deci pneumonia și debutul este mai lent, mai treptat, cu astenie, cu subfebrilitate. Ei nu concep că au aceste manifestări, iar am avut unele cazuri când practic manifestările clinice lipseau, iar tabloul imagistic era dezastruos. Termenul când apare clearance-ul viral.
Clearance-ul viral, din păcate, apare nu de vreme, chiar dacă și starea pacienților se ameliorează. Acum avem la 21, 25, 26 zi de boală, dar totodată sunt și unele lucruri care trezesc continuitatea cercetării. Iată, severitatea bolii și răspunsul de anticorpi în clearance-ul viral. Avem o persoană de 22 de ani, care cu formă medie ușoară, la 41 zi de boală rămâne spitalizată și avem acest, bine, este un test rapid de identificare a imunoglobulinelor prin metoda cromatologică și avem, deci, abia se vede această linie la imunoglobulina G. Și totodată, o altă persoană de 74 de ani, cu formă gravă, cu pneumonie bilaterală și la 25-a zi de boală este externată și vedeți care a fost răspunsul ei imunologic. Sunt și anticorpi din clasa IgM și, cel mai important, au apărut anticorpii din clasa IgG. Obținând câteva teste imunocromatografice, ne-am propus să vedem ce se întâmplă cu noi care de 45 de zile oferim servicii medicale pacienților cu COVID. Astfel am avut posibilitatea să testăm 33 de angajați, 11 doctori, 5 medici rezidenți, asistente medicale, infermieri, angajați de laboratori și în toate cazurile rezultatele au fost negative. Ne punem întrebarea. Am contactat sau nu am contactat? Vom avea răspuns sau nu vom avea răspuns? De asta depinde și viitorul. Și din perspective, deși diagnosticul... Domnul academician, noi ne protejăm, dar vă dați seama, în costumul de care suntem noi tot timpul respectiv și acea infermieră care lucrează 24 din 24, și de fiecare dată este alături de pacient, nu întotdeauna poți să respecti la maximum aceste reguli. Noi o lucrăm, noi o facem. Lăudați-ne, noi ne dorim asta, dar diagnosticul acel molecular biologic care este astăzi, el necesită de a fi îmbunătățit. Avem cazuri când testele sunt negative și avem tablou imagistic, clinic, sangvin și cu saturație joasă. Deci, iar în această direcție lucrăm, dar ea și poate fi negativă dat fiind faptul că poate o cantitate mai mare de virus este în căile respiratorii inferioare. Și această metodă va fi încă vital pentru identificarea infecției acute, deoarece pandemia SARS-CoV continuă să răspândească și se acumulează cazuri noi, dar testele serologice, ELISA, imunologice, prin fluorescență, cantitative, se vor dovedi tot mai importante pentru a înțelege trecutul pandemiei și a prezice viitorul acesteia. Mulțumesc pentru atenție!